Salut! Sunt un membru al forumului dedicat Dacia Spring DPS of PDA și acolo aflu în permanență foarte multe informații și le mulțumesc pentru aceasta colegilor de pe acel forum. Însă pentru că nu toată lumea intră pe forumuri sau pe Facebook, m-am gândit că ar fi util să fac acest clip. Ultima informație pe care am aflat-o de pe forum este că este disponibilă o nouă versiune de software pentru unitatea Medianav de pe Dacia Spring și această nouă versiune ar îmbunătăți calitatea sunetului pentru boxele din față și de asemenea ar debloca și încă două canale audio dacă vreți să vă puneți încă două boxe, să zicem, pe spate în mașină. Și procedura de actualizare este destul de simplă. Aveți nevoie de un stick USB de maxim 8 GB pe care trebuie să-l formatați în format FAT32. Și cu acest stick proaspăt formatat, copiați pe el fișierul care conține versiunea. O să găsiți în descriere clipului un link către acel fișier. Deci copiați fișierul pe stick-ul proaspăt formatat, îl introduceți în medianavul oprit și apoi când porniți din nou mașina, puneți contactul până apare OK-ul pe bord și medianavul când va porni cu stick-ul introdus, va detecta acea versiune de software și va afișa un mesaj de confirmare pentru a instala această nouă versiune. Așa că revin imediat. Ok, înainte să ne apucăm de făcut upgrade-ul, hai să verificăm ce versiune avem acum pe Medianav și intrăm la setare, apoi intrăm aici la sistem și dăm în jos și avem aici versiune sistem. Deci acum avem 1.0.15.2. Da, o să opresc mașina să ia contactul ca să se oprească și medianavul, bag stick-ul și revin. Ok, am băgat stick-ul în portul USB de la medianav și acum să punem contactul ca să apară OK pe bord. Și acum când butează medianavul ar trebui să recunoască stick-ul și să ne afișeze opțiunea de actualizare, să lăsăm-o puțin. Ok, și acum a apărut. Da, spune că se va actualiza de la 1.0.15.2 la 1.0.15.3 și îi dăm actualizare. Ok, și ne spune că actualizarea este în curs și să nu deconectăm USB-ul și să nu oprim motorul. Nu știu exact cât o să dureze aici și n-are rost să filmez tot acest proces, așa că o să revin probabil la final. Ok, s-a terminat actualizarea și medianavul văd că își dă un fel de restart. Așa, și acum hai să verificăm o dată versiunea, setare, sistem, ok, a rămas stick-ul medianav, deci sistem, și apoi dăm pe, scuze, dăm aici în jos, versiune, sistem, da, și acum avem 1.0.15.3. Ia să vedem. Avem pe aici ceva legat de această versiune. Da, nu sunt. Mă gândeam că găsim aici informații despre ce modificări are această versiune de software, dar nu sunt doar
informații legate de software-uri LG. Deci nu găsim aici informații despre ce conține acest update.